Am întrebat pe cineva, luați loc, luați loc, vă rog frumos. Veniți cu noi aici, veniți, veniți, veniți. Vă rog, luați loc aici. Veniți cu noi. Așa. Și CNP-ul, nu? Trebuie. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit și vă mulțumesc pentru semnătură. Îmi pare bine. Stați să vă dau cartea mea de vizită, poate ne mai întâlnim. Ne-am mai întâlnit și mai întâlnim. Doamne ajută, mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Sunt prieten, dar nu... Da, 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 mulțumesc foarte mult. Deci trebuie să verificăm CNP-ul. Dar nu știu pe din afară. Da, nici eu. Semnătura. Aia, acum e momentul. Gata. Atenție. Gata. Deci m-a plătit, mi-a dat bani și din afacerile cu armament, am două revolvere la mine și ca atare mergem în continuare să înarmăm toată România. Din aceste afaceri? Doamne ajută, Doamne ajută! Eu am două calașnicoave, Maria Munteanu și apare acum o bombă Dampuric. Cred că va avea succes bomba asta. O bombă mare. Dan, mulțumesc mult de tot. Eu mulțumesc. E o onoare pentru mine să fii aici. Dea Dumnezeu sănătate. Și... să adunăm apele, da, că ne calcă ăștia în picioare și să nu ne fie frică să fim români. Să aveți încredere în Marian. Era să moară pentru condiția asta. Nu știu dacă a mai fost cineva care să fie în stare să se jertfească. Și să fiți atenți la intoxicările făcute de securitate, că și eu am grade din punctul lor de vedere. Nu mai există nimeni curat în țara asta și cu toate astea eu mi-am pus semnătura. E o semnătură de puric, dar sper să înțepe pe cine trebuie. Încă o dată... Încă o dată și aș vrea să spun, uite, vorbeam zilele astea... niște versuri ale lui Grigore Vieru, da, pe care noi le iubim foarte tare. Este versul care se referă la frăție și spune așa Grigore Vieru, zice: aflând că frate mi ești odată, scăpai o lacrimă în priviri ce a fost pe loc și arestată și dusă în ocnă la Sibiri. Și acolo îndepărtata zare, din drobul mut al lacrimei, ocna și scot și astă sare și tot nu dau de fundul ei. Îți mulțumesc, Dane, pentru frăția și prietena ta. Cu toată dragostea și sper ca țara asta să-și revină și tu să fii un pod pe care să poporul ăsta să calce cu încredere, să nu le fie frică de piloni. Și o să am tot mereu grijă de conducerea ta subterană, care ne veghează pe toți. Tot sprijinul meu sufletesc, mai ales că eu nu vreau să fiu nici director la Teatrul Național, nici ministru. Așa. Vreau să rămân așa. Directora subteranei. Și fie ca memoria celor care s-au sacrificat în închisorile comuniste, da, și în special a lui Petre Țuțea, Dumnezeu să o odihnească, să ne ajute de acolo, de dincolo și să nu lase pămânatii călășorul răsura. Doamne, Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc! Vine pe nas, pe ochi, înăuntru, în afară! Se scriu aici? Așa, așa, așa! Pe benă! Așa, așa! Bravo! Perfect! Încă o dată! Mulțumesc! Astăzi am semnat pentru Marian într-un mod liber și parcă am avut așa un act de igienă sufletească, știi? În sfârșit pot să pun și o semnătura pe o chestie cinstită, sufletească, românească. Marian nu intră în sfera politicii, intră în sfera politicii cu o încărcătură sufletească românească autentică pe care o așteptăm de vreo 20 ceva de ani. Și atunci semnătura mea nu e una de adeziune, este una de susținere sufletească de refacerea acestei țări. Pentru că țara este în plin proces de descompunere, premeditată făcută toată chestia asta și ajutată de o clasă politică săracă de ea, nu mai vorbesc că e coruptă, ci în degradare. Nu, săraca în sensul ăsta, din punct de vedere al nostru. Da. Și vândută, și atunci, cum să zic, ne luăm un pilon de genul acesta. Să-i dea Dumnezeu puterea să rămână consecvent cu sine însuși și să nu uităm că aici, în piața universității, el era să-și dea viața, era cât pe aici să moară, pentru această idee a existenței noastre ca român. Și atunci, dacă nu semnezi la așa ceva, devii suspect, după părerea mea. Este o oportunitate, cum să zic, firească, dată de bunul Dumnezeu acum. În rest, ce să vă mai spun? Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumesc, Dan. Mulțumesc. N-am zis uie ajută. Am zis Doamne ajută. Doamne ajută. Vă iubim. Vă respectăm și la mai mare și la mai tare. Dumnezeu ajută și fără valută. E bună. E bună. Da, 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 da. Genială. Genială. Să trăiți, Doamne ajută.